Un documentar Netflix i-a salvat viața unei fetițe. Calvarul unei familii a ajuns la final după ce fica lor dispărută a fost găsită. Fetița a fost găsită după ce un documentar difuzat pe platforma de streaming Netflix i-a popularizat cazul, iar un bărbat a recunoscut-o din întâmplare. Micuța Kayla lipsea încă din anul 2017, când a dispărut fără urmă pe data de 4 iulie. De situația nu ar fi fost îndeajuns de traumatizantă pentru tatăl fetiței, cea mică fusese răpită de propria ei mamă, care nu avea dreptul la custodie. După ani întregi, cea mică a fost găsită după ce un documentar de pe platforma de streaming Netflix a popularizat tragicul caz, iar fata a fost recunoscută într-un magazin. Mama fetei putea doar să o viziteze pe fica ei, iar în luna iulie anului 2017, cea mică a fost declarată dispărută după ce tatăl ei a mers să o ia de acasă după o vizită la mamă, însă cea mică nu mai era de găsit. Din fericire, chiar dacă au trecut ceva ani, povestea are un final fericit, după ce documentarul Mistere Nerezolvate de pe platforma de streaming Netflix a menționat cazul, cea mică a fost recunoscută într-un magazin, iar bărbatul care a făcut descoperirea a anunțat imediat poliția. Fata, după ce a fost recuperată de către poliție, a rămas pe moment în custodia autorităților, în timp ce mama ei a fost arestată. În momentul răpirii, cea mică avea vârsta fragedă de doar 9 ani, iar acum urmează să fie reunită cu tatăl ei. Acesta a mulțumit tuturor celor care au lucrat la caz, spunând că este fericit că fica lui a fost găsită. Autoritățile din Statele Unite au spus că este bine că atunci când cineva bănuiește că poate recunoaște o persoană dispărută, să anunțe cât mai repede autoritățile. Doar anul trecut o femeie răpită a reușit să se reunească cu familia ei după 50 de ani de la ziua răpirii, relatează click.ro.